În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mai, 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 mai întâi de toate se cuvine să mulțumim Lui Dumnezeu că prin purtarea sa de grijă ne-a ajutat să ajungem și în această duminică a treia a Sfântului și Marului Post, când este scoasă în mijlocul bisericii pentru a fi cinstită Sfânta Cruce. Așa cum în mijlocul raiului era sădit de Dumnezeu pomul vieții, tot astfel, Sfinții Părinți au rânduit pentru creștinii angajați pe calea apostolului să, să li se ofere spre închinare, adăpostire și întărire crucea Domnului nostru Iisus Hristos, pe care, cinstind-o, dobândim viață veșnică. Există o legătură directă între pomul vieții din grădina raiului și crucea devenit altarul de jerfă pe care Domnul nostru Iisus Hristos a răscumpărat păcatele întregului neam omenesc. Știm că strămoșii noștri Adam și Eva au pierdut raiul din cauza neascultării și a încălcării poruncii de apostii. Ei nu s-au împărtășit de roadele pomului vieții, ci au fost izgoniți și pedepsiți suferind moartea sufletească. Sfântul Apostol Pavel lămurește consecințele păcatului săvârșit de Adam asupra tuturor oamenilor zicând, printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, iar moartea a trecut în toți oamenii. În Epistola către Roman, capitolul 5. Apoi Sfântul Apostol Pavel arată așa cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au făcut păcătoși, tot astfel prin ascultarea unuia, aici vorbește de Iisus Hristos, cei mulți vor deveni drepți. Drumul pe care l-a arătat Adam cel vechi a fost reluat și refăcut în mod desăvârșit de Iisus Hristos, cel ce este Adam cel nou, care, făcându-se ascultător față de Tatăl până la moarte pe cruce, ne-a dăruit prin lucrarea sa pomul vieții. Sfinții Părinți ne tâlcuiesc că pomul vieții este chiar Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel ce se dăruiește credincioșul în Sfânta Euharistie. În aceasta înțelegem legătura între moartea pe cruce ca jertfă de plină asumată pentru păcate tuturor oamenilor și învierea Domnului ca biruință asupra păcatului și prin ea darul Sfintei Euharistii prin care îl primim în noi viața veșnică. Viața creștinilor se poate asemăna cu străbaterea unei căi, în care creștinii merg spre o țintă precisă care este dobândirea împărăției cerurilor. În pericopa ce s-a citit în această duminică, Mântuitorul ne învață, ne descoperă câteva învățături esențiale pentru a putea dobândi scopul vieții noastre care este mântuirea. Mântuitorul își începe Evanghelia cu aceste cuvinte. Dacă voiește cineva să vină după mine. Aici se vede că Domnul nu silește pe niciun om să-L urmeze, Deși, având putere dumnezeiască, ar putea foarte ușor să facă astfel. Dumnezeu doar cheamă pe fiecare om să-l urmeze în mod liber. Libertatea pe care Dumnezeu oferă fiecărui om este adevărată și deplină. plină. Hristos spune, Eu sunt calea adevărul și viața. În Evanghelia de la Ioan, capitolul 14. Iată cum târguiește Sfântul Ioan Gură de Aur cuvintele Domnului. Hristos este calea care duce la unirea credincioșului cu Dumnezeu Tatăl. Hristos este adevărul, arătând că tot ceea ce a prezis El se va împlini în tocmai. Prin Hristos, care este adevărul, omul primește și păstrează mereu libertatea și astfel omul nu se abate spre nimic fals, nici nu devine rob al față de ceva înșelător sau trecător. Hristos este viața, de aceea nici moartea trupească nu-i poate împiedica pe ucenici să intre în casa Tatălui și să dobândească toate bunurile făgăduite. La polul opus față de libertatea adevărată pe care Dumnezeu o oferă oamenilor, se află libertatea lumească, pe care oamenii depărtați de Dumnezeu o făgăduiesc semenilor lor. De cele mai multe ori, această libertate omenească este doar o promisiune deșartă, des întâlnită în discursul conducătorilor acestei lumi. Pornind de la unele valori umaniste, cum sunt libertatea, egalitatea și fraternitatea, unii conducători, având mințile întunecate de necredință și răzvrătire, le-au tr transpus în programe ideologico-politice, care au generat două revoluții sângeroase, cea franceză din 1789 și cea bolșevică din Rusia în 1917. În cursul acelor evenimente s-a putut vedea consecințele false libertăți, adică cea opusă libertății autentice pe care Dumnezeu dărește omului. Ambele revoluții s-au caracterizat printr-un ateism militant Manifestat prin prigonirea confesiunii catolice în apus și a Bisericii Ortodoxe locale din, din estul Europei și distrugerea monarhiei. Astăzi, în numele falsei libertăți omenești, persoanele umane sunt manipulate și amăgite spre a ajunge în capcana cele mai periculoase sclavii din câte au existat vreodată. Pentru a înțelege acest fenomen, voi oferi câteva exemple. 1. După înființarea Uniunii Europene s-a creat un așa zis spațiu Schengen în care frontierele care existau între statele membre au fost dizolvate, întărindu-se doar frontiera exterioară, care trebuia apărată de un dușman nevăzut numit terorism. În schimbul oferte de liberă circulație, cetățenii țărilor au obligați să accepte acte biometrice de identitate și alte măsuri de securitate, prin care erau supravegheați discret și permanent. În acest fel se vede cum, în schimbul unei libertăți omenești de circulație neîngrădită, Oamenii își pierd intimitatea și libertatea conștiinței. 2. Alt exemplu de acțiune înșelătoare este a patronilor și a conducătorilor de instituții, prin care angajații sunt păcăliți să accepte, în locul plății banilor în numerar, diverse carduri electronice. Țintă aceste acțiuni viclene se desfășoară sub masca binului ofer oferit cetățeanului, este anularea totală a libertății omului de a dispune de banii obținuți care îți plată a muncii sale, și trecerea liber consimțită a banilor în stăpânirea și controlul membrilor oligarhiei suprastatale, adică a oamenilor care sunt conducătorii globalizării și înainte mergătorii Antichristului. În final, se va ajunge. La condiționarea strictă de a primi pe lui Antichrist, în schimbul posibilității de a deține bani sau bunuri și de a face operațiuni de schimb cu aceștia. 3. Un alt exemplu de falsă libertate lumească este deschiderea frontierilor statelor membre ale Uniunii Europene prin abolirea regimului vizelor de intrare pentru cetățenii străini. Astfel, pe fondul ruinării economiei naționale și a lipsei generalizate a locurilor de muncă, Românii ortodoxi, profitând de oferta libertății, au migrat masiv în țările occidentale, în speranța de a obține o viață mai ușoară. Ajungând în Occident, creștinii ortodoxi deveniți minoritari și puși într-o poziție de inferioritate față de stăpânii străini de dreapta credință, au încercat să se adapteze, fapt pentru care au lunecat în multe practici neortodoxe din care menționăm. Rugăciuni comune cu ereticii, cu unii anticanonice, cu persoane de alte confesiuni, acceptarea de nași eretici la tainele botezului și cununiei, săvârșirea de către preoți ortodoxi cu credincioșilor lor de slujbe ortodoxe în lăcașul de cult eretice, absolvirea de, către tinerii ortodoxi a școlilor confesionale neortodoxe, sărbătorirea de ortodoxi până cu ereticii a diverse praznice și alte abateri de acest fel. Toate aceste practici greșite au ca efect nivelarea tradițiilor, pierderea conștiinței ecleziale pentru ortodoxi, amestecul populațiilor și pregătirea popoarelor pentru a primi viitoarea stăpânire globală și a liderului unic mondial. Pe lângă exemplele oferite s-ar putea aduce încă multe altele prin care se constată că, acceptând falsa libertate lumească, oamenii pierd libertatea autentică dăruită lor de Dumnezeu. Aș dori să atrag atenția că atunci când conducătorii din diverse domenii ale societății introduc legi, norme sau dispoziții noi, creștinul ortodox nu ar trebui să le accepte pripit și fără discernământ. Și toate aceste noutăți ar trebui supuse unei analize atente și severe pe baza învățăturii Sfinților Părinți și ținând cont de avertizările profetice referitoare la vremurile din urmă, ar trebui să privim atent și la persoana celui care impune noile legi sau hotărâri, adică dacă este ortodox, dacă are frică de Dumnezeu sau din potrivă este un om străin de biserică și o unealtă docilă pusă în slujba străinilor. Mai bine să suferim în viața aceasta pământească, rămânând cu îndrăgire robi al lui Dumnezeu și ascultând numai de El, ca să ne păstrăm adevărata libertate, decât să cedăm în schimb unor avantaje lumești trecătoare și să devenim robi, a eslugilor diavolului, iar la sfârșit se pierde mântuirea. Acum, întorcându-ne la cuvintele rostite de Domnul Hristos la începutul Evangheliei, am văzut că primul pas pentru ca un om să devină ucenic al Mântuitorului și să răspundă în mod liber, este să răspundă în mod liber la chemarea lui. Domnul nostru îi cheamă la sine și la urmarea sa pe drumul crucii, numai pe oamenii care în mod liber aleg, aleg să-i fie ucenici. Oamenii reacționează diferit la această chemare. Unii refuză cu totul rămânând atei și morți spiritual. Alții, deși ar dori cu entuziasm să-l urmeze, însă din cauza păstorilor vicleni se rătăcesc pe cala erezilor de tot felul și merg la o sânda veșnică. Alții, deși ar avea posibilitatea să-l urmeze cu adevărat, însă din cauza grijilor de șarte, a bogăților trecătoare și a plăcerilor vieții, se fac robe ai și nu intră în împărăția cerească, Așa că mai rămân foarte puțini care îl urmează pe Hristos până la capăt pe calea ostenilor și a pocăinței. A doua condiție esențială pentru credinciosul care dorește să fie ucenic adevărat al lui Hristos este lepădarea de sine. Dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine. Pentru a înțelege această poruncă a Mântuitorului trebuie să pornim de la a înțelege ce înseamnă să te lepezi de un alt om. Atunci când te lepezi de cineva, te înstrăinezi cu totul de el. Nu te mai interesează soarta lui, nu-l mai ajuți, nu-l mai sprijini, nu mai suferi pentru el dacă este pedepsit, închis sau chinuit în orice fel. Așa de străin vrea Domnul să fim față de trupul nostru, să nu ne fie milă de el, de este biciuit, surghiunit, ars sau în alt fel chinuit. Așa explică Sfântul Ioan de Aur lepădarea de sine. Mulți dintre credincioși au înțelege greșită sau incompletă a conceptului de lepădare de sine. Ei cred că această lepădare se referă doar la renunțarea la unele păcate și în special la egoism, de unde provin majoritatea patrilor rele. Însă porunca lepădării de sine are cerințe mult mai cuprinzătoare, adică se referă la lepădarea de plin de firea omenească căzută. Cel ce se leapă de, de firea omenească căzută, acela respinge nu numai pornirile rele, ci chiar pornirile ce par bune în aparență. Sunt Ignate, episcop de Stavropol, zice că este o mare nenorocire a urma dreptății fire omenești căzute, că prin ea să ajunge la lepădarea de Evanghelie și de mântuire. Cel ce nu va urâ până și sufletul său, acela nu poate fi ucenicul meu, zice Domnul. Iar în alt loc, Domnul ne învață. Oricine dintre voi care nu se leapă de, de tot ce are, nu poate să fie ucenicul meu. Evanghelia de la Luca, capitolul 14. Cuviosul să nu cel mare explică modul în care omul se leapă de, sine și anume că el părăsește dorințele firești și urmează Domnului. Ce înseamnă concret acest lucru? Atunci când simți foamea să nu începi să mănânci cum ar fi fost firesc, ci să continui postul. Când simți setea, setea să rabzi fără să bei. Când ți-e somn să nu dormi, ci să priveghezi. Când te dor picioarele din cauza slujbei de priveghere să nu te așezi. Când cineva cere un lucru ce ți aparține, să îl dai fără împotrivire, când cineva te laudă să nu te înalți cu sufletul, când te ocărește să nu te tulburi, iar când te amenință să nu te înfricoșezi. Din acestea se vede că lepădarea de sine este de fapt un exercițiu de a forța firea să se depășească pe sine, pentru a deveni din om sufletesc, om duhovnicesc. Dar se cuvine să luăm aminte că dacă un om se leapă de numai de unele păcate sau pat invizibile, cum ar fi beția, fumatul, curvia, iubirea de bani, lecomia, trândăvia, invidia, mânia, prin toate acestea el s-a lepădat doar de lucruri străine care sunt împotriva firii, dar încă nu a ajuns să facă lepădare de sine. De ce? Pentru că patimile rele sunt ceva străin care s-au adăugat firii și dacă numai de ele s-a lepădat omul, încă nu a părăsit pentru Dumnezeu nimic din cele ce sunt proprii firii lui. Iar credinciosul care a părăsit cele proprii ale firii lui, adică cerința de hrană, de băutură, de odihnă, de adăpost, de protejare de boală sau agresiunea din fața oamenilor răi, acestea din dragoste de Dumnezeu și de semeni, acela poate mărturisi împreună cu Apostolul Petru. Iată, noi am lăsat toate și ți-am urmat ție, Cu noi oare ce va fi? La care Domnul răspunde că vor moșteni viața cea veșnică. Ca o concluzie a poruncile pădării de sine, putem spune că numai omul care a părsit dorințele firești, comportându-se ca și cum ar muri față de trup, trăind cu Duhul, numai acela poate să învieze cu sufletul. Așa cum într-un trup mort nu se mai află deloc dorințe firești, ele nu se mai află niciun omul care a murit duhovnicește față de trup. Sfântul fie zice în final, dacă nu ai atins măsura duhovnicească, ci încă mai ești prung cu mintea, atunci smerește-te înaintea Părintelui Duhovnicesc ca să te certe cu milă și fără desfat nimic să nu faci, măcar de ți s-ar părea lucru bun la arătare, că și lumina demonilor se întoarce mai apoi în întuneric. Acum, după ce am adus toate aceste lămuriri și am văzut ce înălțime și profunzime era această poruncă a lepădării de sine, ne dăm seama cât suntem de slabi și apoi cu câtă smerenie și de defăimare de sine ar trebui să pornim pe care am plinit poruncilor dumnezeiești. Prin această cerință a lepădării de sine, Domnul ne pregătește să putem înainta spre a urma Lui pe calea crucii. Primul care a pornit și a urmat pe calea lepădării de sine este însuși Fiul Dumnezeu întrupat, după cum citim în epistola către filipeni. Cel ce dintr-un început fiind în chipul lui Dumnezeu a socotit ca a fi el în cu Dumnezeu nu e o răpire, ci s-a deșertat pe sine luând chip de rob, devenind asemenea oamenilor și la înfățișarea aflându-se ca un om. S-a smerit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. În epistola către Filipeni, capitolul 2. Deci așa cum Domnul nostru Iisus Hristos în viața sa pământească a mers pe care le pădării de sine, tot pe această cale trebuie să urmăm și noi cei ce dorim să fim ucenicii Lui. A treia condiție pe care trebuie să o îndeplinească credinciosul care dorește să-L urmeze pe Hristos este să-și poarte crucea sa. Această poruncă se referă la toate necazurile, suferințele pe care le avem de răbdat și înfruntat atunci când călătorim pe calea cea îngustă a mântuirii. Sunt Apostol Pavel zice, prin multe necazuri ni se cuvine nouă să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Faptele Apostolului, capitolul 14. Sunt Ierar Teofan Zăvărut învață că există trei categorii de cruci pe care creștinul este chemat să le poarte în viața aceasta. Prima categorie se referă la crucile exterioare sau din afară, în care omul ajunge adeseori fără voia lui. Aici intră tot felul de întâmplări și situații nefericite. Pierderea celor apropiați, boala, sărăcia, singurătatea, marginalizarea, examene dificile, atacuri nedrepte, de defăimări, jigniri, probleme de servici, prigunire din partea păgânilor, ateilor sau ereticilor, discriminări sociale și multe altele. Toate aceste rele omule poate îndura mai ușor dacă cugetă că adevărata noastră patrie nu este aceasta pământească, cu atracțiile și înșelăciunile ei. Ce este patria cerească unde Domnul nostru Iisus Hristos petrece în slavă împreună cu Maica Domnului și cu toți Sfinții. Cel mai mare pericol pentru omul angajat pe calea purtării cruci este cârtirea din pricina necazurilor. Unii se lasă cuprinși de amărăciune și de deznădejde, alții își pierd răbdarea și chiar se tulbură că Dumnezeu ar fi nemilostiv pentru că nu îndeplinește grabnic dorința de a-i scăpa de suferință. Dar Dumnezeu este și drept și milostiv numai că judecățile nu sunt ca judecățile oamenilor. Printr-un mic rău pe care îl îngăduie în viața noastră, el ne ferește de rele mult mai mari. Prin faptul că îngăduie să se abată asupra noastră tot felul de necazuri, ne dă ocazia să ne dovedim statornicea credinței. Iar prin suportarea liniștită a necazurilor, dobândim răbdare. Dacă nu am fi conștienți că suferim în această viață pentru păcatele noastre, atunci am purta crucea necazurilor cu pocăință. Dacă noi am cugetat că prin îndurarea unor scurte chinuri pământești, Dumnezeu ne scutește de chinurile insuportabile și nesfârșite din iad, atunci am fi chiar recunoscători și mulțumitori. Dacă omul ar cunoaște măcar în parte ce înseamnă chinurile iadului, atunci ar prefera să sufere în această viață pământească orice necaz, canon ca sau steneală, numai să nu-l trimită Dumnezeu la o sânda cea veșnică. Chiar dacă fiecare om are de dus crucea lui personală, pe care Dumnezeu o socotește cea mai potrivită pentru mântuirea lui, aceasta nu înseamnă că suferința trebuie să-l facă închis în sine și preocupat exclusiv de el însuși. Experiența purtării crucii personale ar trebui să ne dea o putere spirituală prin care să ajutăm și pe ceilalți oameni să-și ducă crucea lor. Căci toată asceza și nevoința care nu are ca scop iubirea semenilor este străină de Dumnezeu, zic Sfinții Părinți. Într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea iubire unii pentru alții. În Evanghela de la Ioan, capitolul 13, cum ai suporta să vezi căderea cuiva și să nu intervii pentru el, sau să vezi necazul greu avăzut asupra unui om și să nu încerci să-l ajuți? De aceea Sfântul Apostol Pavel zice: Cine este slab și eu să nu fiu slab, cine se smintește și eu să nu ard? Epistola a doua către Corinteni, capitolul 11. Dacă crucea înseamnă jertfă, atunci numai în ea se descoperă iubirea cea adevărată. Prin cruce, durerea se transformă în iubire, ca o sămânță care moare, ca astfel mai multă roadă să aducă. Cu cât omul este mai despătimit, cu atâta el primește o putere de a purta o cruce mai grea și poate dărui și altor oameni mai multă iubire duhovnicească. Aceste lucruri nu ar putea fi posibil de înfăptuit, dacă nu ar exista o legătură tainică între crucea noastră personală și crucea Domnului nostru, Isus Hristos. Isus Hristos, ca om lipsit de orice păcat, acceptă și-și asumă de bunăvoie moartea pe cruce, nevinovat fiind, și astfel trece cu moartea pe moarte călcând spre viața cea nouă în înviere. Mai trebuie să arătăm un lucru foarte important. Când Domnul ne atrage pe calea crucii, nu ne cheamă la rău, ci la bine și tocmai pentru că ne iubește ne oferă această singură cale de mântuire, jertfirea de sine. Cine fuge de cruce motivând că necazurile se par insuportabile, acela fuge de darurile crucii și pentru că nu primește să se jertfească pe sine, nu va avea parte nici de înviere. Taina crucii este inseparabil legată de taina învierii. Al doilea fel de cruci sunt crucile lăuntrice, în care sunt cuprinse toate durerile provenite din lupta omului cu patimile și poftele proprii. Sfântul Apostol Pavel zice, Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstinit trupul împreună cu patimile și poftele. Epistola către Galaten, capitolul 5. Crucea pe care se pot răstini poftele și patimile noastre este lupta duhovnicească neîncetată cu ele. Dacă ar fi să facem o comparație între crucile exterioare, adică necazul ce se abat peste noi fără voia noastră, și crucile interioare provenite din războiul poftelor și patimilor, Putem vedea că primele uneori lipsesc pentru că în viața pământe pământească mai avem și perioade de liniște sau de bucurie. Dar în privința efectelor poftelor și patimilor, suferința produsă de ele este neîncetată pentru că diavolul niciodată nu obosește să ne ispitească prin ele. De aceea și războiul duhovnicesc nevăzut împotriva poftelor și a patimilor ar trebui să-l ducem în toate clipele vieții noastre. Acest adevăr îl sublinează Mântuitor atunci când zice, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să-mi urmeze mie. Evanghelia de la Luca, capitolul 9 Porunca de a lua crucea în fiecare zi se referă la lupta împotriva poftelor și a patimilor. Deci această luptă de despătimire este obligatorie pentru că ea este însăși scopul vieții creștine. Cu cât patimile, adică deprindele rele, sunt mai vechi și mai intense în manifestarea lor, și deci mai adânc rădăcinate în suflet, cu atât lucrarea de despătimire este mai dureroasă și mai dificilă. Orice patimă la stăpâni pe om, aceasta se manifestă ca o boală, ce aduce tulburare, suferință și neputință. Oferim câteva exemple despre efectele principalor patime asupra stării omului. Mânia se manifestă ca un foc ce arde și caută răzbunare împotriva altuia. Mândria duce la nebunie sau este înainte mergătoarea ieșirii din minți, cum zice Sfântul Ioan Scăral. Trufia, când este atinsă de jignire, se transformă în ură ascunsă, simțită ca un cui ascuțit în inimă. Zavistia usucă Sufletul, făcându-l incapabil de orice bucurie. Iubirea de bani aduce neliniște și stres permanent, apoi insomnie. Desfrânarea împietrește Sufletul și îndobitocește mintea. Trândăvia îl face îl face pe om neputincios și netrebnic. Slava de șartă îl face pe om fricos încât se teme și de umbra sa. Patimile sunt ca niște lanțuri care leagă sufletul și pe care diavolul le apucă și îl duce pe om spre păcatul pe care el este iscusit. Fiecare din cele opt patim de căpetenie își are câte o categorie specială de demoni care știu cum să-l atragă pe om spre voia lor ce are Dezrădăcinarea patimilor se face prin înfrânare Trezvie sau paza minții, adică depistarea și respingerea oricărui gând rău, apoi practicarea fapturilor bune opuse fiecărui păcat. Al treilea fel de cruce este încredințarea în voia lui Dumnezeu. Această cruce ajung să o poarte doar creștinii desăvârșiți, care au depășit lucrarea de despătimire. Motivul pentru care sfinții au vorbit despre acest fel de cruce este pentru a-i feri pe creștinii care au dezrădăcinat o patimă sau două și s-au odihnit de tulburările lăuntrice, să nu cadă în înșelare, crezând că au ajuns astfel la desăvârșire. Atunci când Domnul nostru Isus Hristos s-a suit cu trupul pe cruce și s-a dus pe sine jertfă curată și fără prihană Tatălui, a arătat că s-a încredințat ca om în mod deplin și fără întoarcere în voia lui Dumnezeu. <coughs> Creștinii desăvârșiți care au ajuns la măsura vârstei de plinătății lui Hristos își răstinesc mintea și voia lor pe voia Domnului lor, astfel încât fiecare gând, cuvânt și acțiunea lor sunt jerfite voii lui Dumnezeu. Ei pot zice ca și Sfântul Apostol Pavel, cu Hristos împreună m-am răstignit și de acum nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Epistola către capitolul 2. În alt loc, Sfântul Apostol Pavel scrie, Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și voința și lucrarea după a lui bună voință. Epistola câte Filipeni, capitolul 2. Sunt Ierar Teofan Zăvărutu, zice că aceasta este culmea de la care poate ajunge omul în viața pământească. Recunoaștem că pentru noi acestea sunt lucruri înfricoșătoare chiar pentru minte și cu atât mai greu de îndeplinit cu fapta. Dacă suntem neputincioși să, ne să, ne luptăm pe calea despătimirii, rostin cu pocăință împreună cu tâlharul. Noi, după dreptate, primim cele ce se cuvin, după faptele noastre, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Să încercăm să arătăm de ce s-a mântuit tâlharul cel înțelept. Pentru că el, văzându-și apropierea iminentă a morții, și-a recunoscut cu sinceritate și căință păcatele. Al doilea motiv este că și-a dat seama că Iisus cel răstinit nu era simplu om, ci chiar Mesia Fiului Dumnezeu. Și el a înțeles acestea din dovezile pe care le auzea și le vedea cu ochii lui anume că Iisus, deși nu făcuse niciun rău, s-a lăsat de bună voie răstignit. Apoi vedea că Iisus manifestă o dragoste suprafirească față de chinuitorii săi, rugându-se astfel, Părinte, iartele lor că nu știu ce fac. De aici înțelegea că Iisus este Fiul al lui Dumnezeu Tatăl și că El are puterea de a ierta păcatele. Prin pocăință și credință, tâlharul înțelept a devenit cunoscător de Dumnezeu, adică teolog, Ideea este subliniată în rugăciunile bisericii. Astfel, într-o parul de la ceasul al nouă le citim. În mijlocul a doi tâlhari, cum până dreptății s-a aflat crucea ta, unul adică s-a pogurât în iad cu îngreunarea hulei, iar celălalt s-a ușurat de greșeli spre cunoașterea cuvântării de Dumnezeu Hristoase, Dumnezeule Slavăție. După cum se raportează în asumarea crucii, oamenii se despart în două categorii. Unii, deși păcătuiesc, Ia după aceea se pocăiesc și se ușurează de păcate, apoi se înalță și se mântuiesc. Iar alții, deși păcătuiesc, se smintesc de cruce, refuză pocăința și se coboară spre o sândă. Acesta este motivul pentru care pe crucea ortodoxă brațul cel scurt din partea ei de jos este oblic, având latura din dreapta ridicată, iar cea din stânga coborâtă. Cauza pierzanii tâlharului hulitor este lesne de înțeles. El știa că încălcați legile omenești și cele dumnezeiești prin crime și fără de legi, dar nu voia să se smerească și să se pocăiască. El hulea nu numai legile pe care le încălcase, ci și pe dătătorul legii, adică pe Dumnezeu, care a pus în om conștiința prin care să se păzească de rău. Ar fi avut și el șansă să se mântuiască dacă ar fi dorit, pentru că Dumnezeu l-ar fi iertat și pe el, dar prin necredință Hulă și nepocăință și a pregătit singur o sânda cea veșnică. Din aceste explicații înțelegem că nu orice răstignire este mântuitoare, ci numai aceea în care omul alege, alege liber pocăința și împlinirea continuă a poruncilor Domnului. Am auzit în Evanghelia acestei duminici că după angajarea pe calea, pe calea, crucii, ultima cerință este a urma pe Domnul Hristos în întreaga viață pământească. A urma cu adevărat pe Domnul Iisus Hristos Înseamnă să trăiești în așa fel încât să nu iubești nimic din lumea aceasta mai presus decât pe el și niciuna dintre ispitele care vin de la trupul propriu, de la lume și de la diavol să nu te desparte de el. Este foarte important, foarte important această condiție să lupți cu o asemenea hotărâre și putere de credință încât dacă o ispită ar încerca să te desparte de Dumnezeu să fii gata să rapsi până la moarte dar să nu cedezi deloc. În lumea noastră superficială și comodă, aproape că nu mai găsești credincioși care să ia în serios porunca de a te lupta cu păcatul până la sânge. În epistola că te vrei, citim, Voi încă nu v-ați împotrivit până la sânge luptându-vă cu păcatul. De aceea, oamenii nu progresează deloc în lupta de despătimire și nici nu înțeleg ce trebuie să facă în vremuri de pringoană asupra credinței. Atât tâlharul cel înțelept, cât și tâlharul hulitor, au descris două căi diferite de purtarea crucii. Prima este calea cea de-a dreapta, pe care merg cei ce lucrează pocăința și se străduiesc să împlinească toate sfintele porunci și să respecte toate legile bisericii. Iar a doua este calea de-a stânga, pe care merg cei ce resping pocăința sau o bagiocoresc prin superficialitate sau prin faptul că nesocotesc legile bisericii. Toți cei care merg pe această cale de-a stânga se îndreaptă spre o sânda cea veșnică. Acest fel de răstignire este zad și zadarnică și pierzătoare de suflet. Din nefericire, multe categorii de oameni să vășesc astăzi acest fel de răstignire pierzătoare. Toți cei ce vor să reducă creștinismul la o viețuire plăcută, strălucitoare, cu speranța că vor dobândi cu ușurință fericirea cea veșnică, merg pe calea răstignirii pierzătoare. Ei se recunosc prin faptul că țin sau aprobă discursuri optimiste despre dragoste, pace, unire, reconciliere și altele de acest fel. Numai că acești falși teologi nu se referă la virtuțile creștine adevărate despre care sfinții au arătat că se obțin în urma unor îndelungate și grele lupte de despătimire și cu respectarea riguroasă a tuturor dogmelor ortodoxe. Nu, ci idealurile frumoase de care vorbesc ei sunt doar niște valori umaniste abstracte prezentat în așa fel încât să-i atragă și să unească pe oameni din confesiuni și chiar religii diferite, în baza unor așa zise valori spirituale comune. Iubiți credincioși, aș dori să vă atrag atenția că cei ce propun calea răstinirii spre o sândă nu rostesc hule în mod clar și direct, așa cum făcea tâlharul cel nepocăit în urmă cu 2000 de ani, ci ei desfășoară în prezent un atac perfid și subtil, așa încât reușesc să înșele pe foarte mulți ortodoxi. Acesta este unul dintre motivele pentru care majoritatea credincioșilor botezați în Biserica Ortodoxă îi urmează cu încredere pe ierarhii și preoții căzuți în erezia ecumenismului. Încă din secolul trecut, Sfântul Ierarh Ioan Maximovici atrăgea atenția că au apărut în interiorul Ortodoxiei unii teologi modernisti sau reformatori care pretind că legile bisericești s-au învechit și că ele trebuie schimbate, iar în zilele noastre ei zic și atrag atenția că societatea și lumea s-a schimbat în mod radical față de lumea când a fost, au fost date legile bisericii și de aceea ar fi neapărat necesare unele schimbări care să fie în acord cu cerințele lumii noastre. Ca să reușesc să demonstrez modul în care ierarhii ecumeniști operează schimbări asupra legilor și învățăturilor bisericii, am să prezint o scurtă analiză a unor fragmente provenite din documentele Sinodului din Creta. Prima problemă este a, așa numită restaurarea unității creștinilor. În documentul respectiv, ecumeniștii pornesc de la o învățătură ortodoxă despre biserică, despre care afirmă în text, citat, Potrivit naturii ontologice a bisericii, unitatea sa nu poate fi tulburată. Aici se încheie citatul. Enunțul acesta este incomplet, pentru că nu arată care sunt factorii care ar putea încerca să tulbure unitatea bisericii. Enunțul complet ar fi trebuit să apară scris așa, Potrivit ontologiei bisericii, unitatea sa nu, nu, este, nu, este, afectată de faptul că unii credincioși încetează legătura lor cu Dumnezeu prin păcatele apostaziei, schismei și ereziei. Iar de aici episcopii ar fi trebuit să lămurească în termeni exacti și clari ce înseamnă cele trei mari păcate și care sunt consecințele fiecăruia. Dar ecumeniștii nu au procedat așa, ci mai departe au strecurat o învățătură falsă care o contrazice și o exclude pe prima, dar pentru neștiutor s-ar părea că cele două învățături contrare ar fi compatibile una cu alta. În ce constă erezia strecurată de ecumeniști? Ei spun că bisericile ortodoxe locale trebuie să se implice în mișcarea ecumenismului și în dialogurile teologice oficiale, cu scopul restaurării unității creștinilor. Această afirmație pornește de la concepția eretică, conform căreia tăierea și pedepsirea cu anatema de sinodul ortodox a grupurilor de eretici apărute în trupul bisericii ar afecta unitatea bisericii. Adevărul învățăturii ortodox este acesta. Unitatea și unicitatea bisericii rămân neatinse de acțiunea de pedepsire pe cale sinodală a ereticilor și scoatelor în afara trupului bisericii. Mai departe, ce se întâmplă? Acele grupuri de eretici scoși în afara bisericii nu mai au nicio legătură cu Dumnezeu, nu se mai pot numi creștini și nici biserică nu își pot constitui. Numai că acest adevăr dogmatic lipsește cu desăvârșire din textele sinodului din Colimbarii, ceea ce demonstrează incontestabil că documentele pe care le-au stabilit sunt străine de ortodoxie, iar episcopii senatari sunt căzuți în erezie. A doua problemă este legată de cununiile nelegiuite între ortodoxi și eretici. În textul sinodal se afirmă, citat, Căsătoria între ortodoxi și neortodoxi este interzisă conform acriviei canonice. Închid citatul. Se... Adăugarea expresiei conform acriviei canonice este greșită și inacceptabilă, pentru că nu există niciun alt canon sau învățătură patristică care să permită altă procedură. Ba încă în canoane scrie că dacă s-ar săvârși o astfel de cununie nelegiuită, ea trebuie imediat desfăcută și anulată. Aceasta demonstrează că este strict interzisă orice încercare de a cununa o persoană ortodoxă cu alta eretică. Ecumeniștii, disprețuind învățătura Sfinților Părinți, și pe Duhul Sfânt, care a inspirat atunci când au stabilit canoanele, afirmă în mod viclean că există posibilitatea aplicării economiei bisericești în privința impedimentelor de căsătorie. Adică să înțelegem că ei, ecumenistii, sunt mai deștepți și ar avea o dragoste superioară față de sfinții părinți și pot proceda altfel decât s-au stabilit în vechime odată pentru totdeauna. Aici se vede cum sub masca economiei bisericești se introduce o schimbare a legii bisericești. De ce? Pentru că în loc să interzică ferm un eretic să primească cununia, de acum prin legea nouă adusă de ecumeniști, ereticul lipsit de taina botezului valid și neavând niciun fel de probe care să dovedească hotărârea de a se întoarce la ortodoxie, totuși îi se acordă o sfântă taină. Se încalcă porunca dată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, nu daș cele sfinte câinilor, ca așa îi numesc Sfinții Părinți pe eretici, câini. A treia problemă este rugăciunea în comun cu ereticii. Deși există 12 sfinte canoane care interzic și pedepsesc această practică, totuși aceasta această a fost consolidată și recomandată implicit ca model demn de urmat. Reprezentanții cultelor eretice au fost prezenți la sinodul din Colimbari și s-au rugat cu ierarhii ecumeniști. Noi nu ne putem ruga împreună cu cei de alte confesiuni pentru că nu ne închinăm la același Dumnezeu. Ereticii se închină la un Dumnezeu fals care nu există. A patra problemă este problema postului în lumea contemporană. La începutul documentului se fac aprecieri corecte despre valoarea Postului ca fiind un mijloc de desăvârșire sufletească. Apoi, în final, se începe să facă unele constatări îngrijorătoare: că astăzi, mulți credincioși nu respectă toate hotărârile referitoare la post. Apoi, printr-un limbaj relativist ce permite interpretări de tot felul, afirmă. Citat, este lăsată libertatea fiecărei biserici ortodoxe locale de a defini extinderea economiei sale iubitoare și înțelegerea față de cei ce întâmpină greutăți în păstrarea rânduielor în vigoare cu privire la post, pentru ușurarea asprimii sfintelor posturi în condiții speciale. Aici se încheie citatul. Deci în loc să întărească obligativitatea și disciplina postului, ei, deși laudă calea celor ce se înfrânează, admit cu valoare egală pe cei ce păcătuiesc prin încălcarea posturilor. Un caz aparte de atac subtil împotriva clericilor și credincioșilor care sunt atașați și respectă cu strictețe legile și rândurile bisericești ortodoxe și nu doresc schimbarea lor, este un comentariu negativ făcut de ecumeniști asupra conceptului de fundamentalism. Eroarea pornește de la faptul că în documentul Sinodului din Creta nu se formulează nicio definiție exactă a termenului de fundamentalism. În, documentul, în document scriu, scrie următoarele, citat: Astăzi experimentăm o creștere a fenomenelor crude de violență în numele lui Dumnezeu. Închicitatul, citatul. Expresia aceasta definește ca Fiind fan se definește ca fiind fanatism religios, adică a persecuta persoanele care au alte credințe sau convingeri decât uh, uh, cele împărtășite de fanatici religioși. Apoi textul continuă alunecând în mod viclean la alt concept decât, fan decât fanatismul și anume la fundamentalism. În text scrie... Izbucnirea fundamentalismului în sânul comunităților religioase riscă să conducă la prevalența ideii că fundamentalismul aparține esenței fenomenului religios. Însă adevărul este că fundamentalismul care râvnă fără cunoștință reprezintă expresia unei religiozități morbide. Aici se încheie citatul. Pentru a înțelege cum stau lucrurile, trebuie neapărat făcute unele precizări, pentru că există multe feluri de fundamentalism. Astfel, fundamentalismul islamic este o mișcare politico-religioasă ce urmărește reîntoarcerea la tradiția islamică nealterată, inclusiv prin războaie și atentate criminale. Fundamentalismul catolic sau papistaș. Toată politica violentă condusă de papalitate în al doilea mileniu, marcată prin războaie religioase, inchiziție, cruciade, convertiri forțate prin torturi, pedepsirea violentă a ereticilor și a ortodoxilor luptători contra uniației și a alte atrocități. Fundamentalismul protestant este înțeles ca o mișcare împotriva secularizării și a liberalismului în învățământul teologic protestant, bazat pe consolidarea ereziilor protestante. În dicționar, termenul de fundamentalism este explicat astfel: este o denumire dată în general unui mod conservator de a gândi în opoziție cu tendințele liberale și moderniste. Noi creștini ortodoși care respectăm legile și rândurile bisericești, așa cum ne au fost predate de sfinții părinți, nu manifestăm interes pentru schimbările propuse, în lumea, propuse de lumea străină de biserică. Noi considerăm că nu biserica trebuie să-și să modifice legile și exigențele ei pentru a fi pe placul lumii, ci invers, oamenii din lume trebuie să facă eforturi pentru a împlini exigențele cerute de legile bisericești. Noi nu căutăm să impunem nimănui convingerile noastre. Dar dacă totuși suntem forțați fie pe față, fie în ascuns, să cedăm și să acceptăm schimbările legilor și învățăturilor bisericești, noi ne opunem pașnic aceste acțiuni așa cum ne vață Domnul Evanghelie și după cum au luptat și sfinții în astfel de situații. Nu ne temem că vom fi acuzați și etichetați ca fundamentaliști intoleranți sau schismatici de oamenii care nu iubesc adevărul, pentru că noi, cei care dorim mântuirea, pentru noi a rămâne statornici unis numai cu cei ce iubesc adevărul exprimat în legile și învățătura bisericii rămâne singura opțiune posibilă. De aceea nu vom merge niciodată pe calea de partea celor ce aduc schimbări în dogmele și canonele ortodoxe și astfel refuzăm calea răstinirii pierzătoare de suflet pe care a inaugurat-o tâlharul hulitor cu 2000 de ani în urmă. Dacă analizăm atent documentele sinodului din Creta, Găsim multe formulări neclare, cu multe posibilități de interpretare contradictorii și de aceea sunt inacceptabile. Dintre acestea menționăm doar câteva. Biserica Ortodoxă refuză discriminarea pe criterii religioase. Pe de o parte, creștinii ortodoxi pot să facă acte de milostenie față de orice om suferind, deci față de eretici, dar în alte situații, când ereticul stă în erezia lui și caută să o răspândească, atunci trebuie să-l să mustrăm, iar apoi să ne depărtăm de el și să-l ignorăm. Însă, ecumenistrii, prin prin faptul că anulează cu totul această discriminare pe baza confesiunii, ajung să se multe și grave păcate. Mai exact, rugăciuni în comun cu ereticii, cu unii nelegiuite, participă la activitățile Organismului Eretic al Consiliului Mondial al Bisericilor și altele. Alt exemplu de expresie periculoasă. Biserica nu face discriminare pe criterii de gen. Și în acest caz. Una este fapta milosteniei și alta este încălcarea învățăturor bisericii. De exemplu, femeile nu pot fi admise niciodată la hirotonie. Pe de altă parte, expresia deschide posibilitatea unei acceptări ulterioare a ideologiei satanice a identității de gen. Alt exemplu de expresie ambigue și periculoasă din documentele sonde din Colimbarii. Biserica exclude orice acțiune de antagonism confesional provocator. De ei se poate înțelege că Ortodoxul le este interzis să-i peretici pe pentru a-i trezi la pocăință. În încheiere aș dori să subliniez un lucru important despre care avertiza Sfântul Ioan Maximovici în secolul trecut. El zicea, întrucât legile Bisericii lui Hristos sunt neschimbătoare, creștinul trebuie să se supună legilor și rânduielor bisericii, indiferent de modul în care alții se raportează la ele, indiferent dacă societatea este binevoitoare sau ostilă față de ele. Închei citatul. Ortodoxi și adevărați merg pe calea îngustă de a respecta legile și rândurile păzite cu sfințenie în Sfânta Biserică. Dar ceilalți care vor să răstălmăcească și să schimbe sensul învățăturilor bisericii pentru a încerca o acomodare imposibil de realizat cu legile anticristice ale societății de acum, aceia au ales calea răstignirii pierzătoare de suflet după modelul tâlharului hulitor. De aceea ne rugăm și căutăm să răspândim cuvântul nostru cu dorința ca tot mai mult să se trezească și să se întoarcă din calea răstinirii zadarnice și pierzătoare. Noi, cei foarte puțini care ne-am asumat crucea mărturisirii ortodoxiei în vremuri de pringoană, vom continua să mergem pe aceeași cale a jerfirii de sine și a pocăinței cu nădejdea în Domnul nostru cel ce ne-a chemat pe această cale. Nu ne rămâne decât să trăim astfel încât, prin puterea crucii să depășim pe oricine și orice ar căuta să ne despartă de Hristos și astfel luminați putem spune. Cu noi este Dumnezeu, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.